Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție BZI Live. Astăzi avem o ediție colorată, pentru că vom vorbi despre flori împreună cu invitata mea, Raluca Sandu, care este de altfel designer florist, dar este și trainer în acest domeniu și vom aborda niște subiecte foarte interesante, zic eu. Vom vedea poate cât de complex este acest domeniu. Vom vedea care sunt tendințele sezonului în aranjarea florilor. Dar, desigur, îi vom afla și parcursul ei de când a început și până în prezent. Bună, Raluca, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cu mare drag, îți mulțumesc și eu pentru invitație și a fost și o bucurie și o surpriză pentru mine. A picat la un moment ideal această invitație. Îți mulțumesc. Și eu mă bucur că ai acceptat așa, foarte entuziastă, pentru că eu zic că nu multă lume știe cât de complex este acest domeniu, cât de multe lucruri poți face cu niște flori, care nu sunt poate doar niște flori. Poți face niște aranjamente care să te lase așa, wow! Da, da. Și cred că merită așa să aflăm mai multe despre domeniu. Dar eu mă întreb, poate, cum este această perioadă pentru tine? Sunt multe evenimente, sunt mulți clienți care apelează la aranjamente florale? Perioada asta pentru mine, personal, este diferită. Pot să spun că perioada aceasta este într-adevăr una foarte aglomerată. Nu pentru mine cu nunțile. De ce? Pentru că eu în ultimii 3 ani m-am axat foarte mult pe educația asta în online. Și m-am axat foarte mult pe educația în online și am mai făcut un lucru. Nu că am devenit pretențioasă la a-mi lua clienți, ci pur și simplu am înțeles că scopul meu, că rolul meu este să fac o anumită categorie de evenimente. De ce? Pentru că eu deja antrenez și cursez oameni care ar putea să ia o anumită categorie și nu are sens să intru eu în zona aia. Și eu pentru mine rezerv spațiul acela care nu poate fi acoperit atât de ușor. Nu că nu poate fi și că nu mai fi nimeni care să facă ceva minunat, ci pur și simplu nu suntem atât de mulți care putem să acoperim zona aia. Și sunt selectivă la evenimente, la nunțile pe care le au din principiul ăsta. Deci, nunțile la mine în perioada asta nu sunt foarte multe. Sunt într-o zonă în care cursurile le reinventăm, modul în care le livrăm spre floriști, le reinventăm tocmai pentru că i-am cunoscut în ultimii ani destul de bine și creăm produse care să simuleze, să potrivească lor. E o perioadă în care tocmai am lansat o formă nouă de produs, în ce sens zic? În sensul că până acum aveam module lungi de educație în floristică, care au funcționat foarte bine, dar cunoscându-i cum funcționează floriștii pe termen lung și nu pe termen scurt, am înțeles că au nevoie câteodată și de module scurte. Și am început să le livrăm tehnici pe module scurte, pe tutoriale scurte, în așa fel încât să fie ușor. Timpul e întotdeauna prea puțin, nevoia de educație este din ce în ce mai mare și atunci ne gândim la ei și creăm astfel de produse. Mi se pare foarte frumos că vă adaptați și că te adaptezi în aceste tehnici de învățare, pentru că de multe ori se întâmplă să rămâi cu un mod de a preda anumite lucruri sau de a înfățișa un anumit domeniu și așa rămâne cu zecile de ani, în păcate. Asta este un mare skill pe care îl avem și tot timpul vorbesc la plural. De ce? Pentru că școala de floristică în care eu predau este școala de floristică pe care a înființat-o Andreea Ștor, prietena și profesoara mea de design floral, acum prietena mea și partenera mea acum, pentru că predăm împreună. Și din cauza asta vorbesc la plural și de ce zic că e unul dintre skillurile noastre foarte bune, ăsta de adaptare. Pentru că noi ne-am înțeles rolul. Și facem ședințe interminabile, ori doar noi două, ori cu toată echipa, în așa fel încât să înțelegem piața, să înțelegem nevoile, să vedem cum putem noi fi mai bune întotdeauna. Avem feedback de la cursantele noastre și atunci de asta zic că ne adaptăm, avem un skill în sensul că suntem deschise, suntem receptive și mereu focusate să fim atente și la ce se întâmplă în jurul nostru. Da, și chiar este un skill să știi să te adaptezi. Cum ai spus și tu, acum încerci să transmiți informația poate într-un timp mai scurt, să o sintetizezi. Și am mai văzut că faci foarte multe videoclipuri, chiar unul rulează în spatele nostru, pe toate rețelele de socializare până la urmă. Da. Poate cât de important e să ne folosim de ele în scopul acesta, pentru că este unul bun până la urma urmei. Și cum te ajută pe tine ca și florist
aceste videoclipuri? Ca și florist, pe mine mă ajută, în primul rând, să mă cunoască audiența mea ca și om. E foarte important pentru mine ca ceea ce este în online, fotografie, imagine, postări, fie că e cu mine, sunt cu mine sau fie că sunt cu florile pe care eu le fac, e foarte important ca ele să fie autentice și reale. Când zic autentice, nu mă refer neapărat că unice, adică să nu mai facă nimeni chestia asta, ci să fie reale. Dacă cineva le vede în viața reală sau le vede pe fotografia din mediul online, să fie același lucru. Bucuria să fie chiar mai mare în viața reală. Și atunci mă folosesc de aceste videouri tocmai să mă cunoască oamenii și să înțeleagă și produsul. Pentru că noi, făcând produse noi, diferite, inovative, atunci sunt accesate mai greu. Oamenii sunt reticenți la ce înseamnă nou. E diferit, n-au mai văzut. E ca și cum ți-ar pune cineva în față o mâncare nouă, exact, care arată bine, dar n-ai curaj să guși din ea pentru că habar n-ai ce acolo. Așa e și cu floristica. Și atunci, făcând toate lucrurile astea, predând unele lucruri în online, adică făcând demonstrații, uh-huh, alea gratuite, videouri, fie ele voce sau doar și cu imagine și cu voce, atunci oamenii înțeleg mai ușor și atunci intră mai ușor în lumea asta și pot accesa mai ușor ceea ce noi putem să facem. Uh-huh. Da, uite, asta e un aspect foarte interesant și cred că poate avea un impact foarte mare. Din câte ai văzut tu până acum, de când te-ai apucat să faci astfel de videoclipuri, ce impact a avut asupra oamenilor, asupra floriștilor care, da, poate au venit la voi mai apoi? Ăsta este canalul cel mai bun de a comunica cu floriști în primul rând, pentru că e inspirațional pentru ei. E inspirațional să vadă pe cineva cât de ușor vorbește despre anumite lucruri și zice, băi, mie nu-mi ies treburile astea. De ce? Zice că chiar așa se întâmplă lucrurile. Hai, vreau să cunosc, vreau să știu mai multe lucruri. Și atunci ajută în relația asta cu ceilalți, cu floriștii, cu clienții. Dar floriștii sunt primii targetați în zona asta pentru că chiar se simt inspirați și mai mult de atât au rezultate. Adică noi avem experiențe, am avut în pandemie cea mai minunată perioadă de predare. Atunci, femeile, pentru că majoritatea clientelor noastre sunt femei, femeile și-au dat voie, efectiv, să aibă timp cu ele, să investească în ele. Și atunci, ori floriste care fac asta de mulți ani, dar n-au învățat la nivel de profesionist și au dat voie să facă lucrul ăsta, ori oameni, femei care vor să-și schimbe jobul pentru că ele au nevoie de ceva mai creativ, ori vor să facă ceva în paralel, și aceea efectiv am schimbat vieți, mărturisite, nu spunem noi, spun ele. Am schimbat vieți într-un mod extraordinar de plăcut și cu o mare bucurie. Acum lucrurile iar au început să se schimbe în sensul că s-au supraaglomerat. Ăsta este și motivul pentru care am scos produsul acesta scurt. Pe module scurte, livrate rapid, eficiente, de implementat a doua zi după vizualizare. Și da, videourile fac foarte mult bine, inclusiv nouă. Eu, una personal, m-am cunoscut mai bine și m-am putut perfecționa uitându-mă la mine. Adică am văzut un video, am văzut cum funcționează, ce am spus, ce n-am spus, cum a prins și atunci am văzut ce place, cum transmit eu o informație, unde a fost mai de efect, ce voce trebuie să am pentru un efect mai bun, ce mesaj, cât de rapid, cât de eficient trebuie să-l transmit. Și aceea, da, a fost și sunt mesajele astea video bune pentru toată lumea. Uite că a fost un beneficiu atât pentru tine personal, exact, și pentru atelier, dar și pentru oamenii din jurul nostru. Pentru că așa este. Din păcate, nu auzi des că floristica este o opțiune de job pentru viitor. Așa e. Și probabil de asta anumite persoane nu au știut că poate au talent în direcția aceasta sau poate le-ar plăcea să încerce măcar în direcția aceasta. Exact. Și uite, cred că este un canal foarte bun prin care putem afla poate mai multe opțiuni pe care le avem. Nu sunt doar 5 opțiuni alea bătute în cuie, exact, și la revedere. Noi avem o relație bună cu facultățile de horticultură, atât din București, cât și din Iași și de anul ăsta chiar și din Pitești, care au înțeles că, într-adevăr, în zona asta de agronomie pot să dezvolte meseria de designer florist. Meseria de designer florist nu există încă în România.
Dar există o meserie care se numește florar decorator. Dar nu despre asta e vorba, despre meserie în sine, ci despre skill-uri care pot să te ducă în zona în care poți să ai ori un job, ori un business. Și să știi că de cele mai multe ori jobul e ăla potrivit, cel puțin pentru început, pentru că noi, cursând atât de multe floriste, toată lumea are tendința să devină proprietar de business. În momentul în care își dau voie să înainteze cu noi în cursuri și să ajungă la nivelul de master, înțeleg și își dau seama că business-ul cu flori este foarte dificil. Este foarte dificil pentru că nu înseamnă numai design floral. Înseamnă mult mai multe alte lucruri. Înseamnă psihologie bună, înseamnă om de afaceri, înseamnă un mesager bun, un om care comunică foarte bine și de multe ori floriștii sunt chiar introvertiți. Adică ei se manifestă doar acolo creativ, cu florile, cu spațiul lor de joacă și nu reușesc să transmită foarte bine mesajul ăsta în online. Și atunci ar fi potrivit să nu înceapă cu un business la început. Parte din ei, nu toată lumea, parte din ele, nu toată lumea. Și apropo de meserie, de asta, da, e un job, e chiar un job care în România a început să fie din ce în ce mai potrivit. Și ce este interesant, povesteam de universități, că au făcut click-ul ăsta. Noi facem deja la horticultură în București zilele horticulturii și ne ducem acolo cu un show floral. Facem asta deja de 5-6 ani, dacă nu mai bine, da? Și anul ăsta am sărbătorit acolo, prin evenimentul ăla, 10 ani de floristică în România și am avut un public de peste 200 de oameni veniți. Absolut minunat, a fost absolut minunat și am ieșit cu colegii noștri, am fost eu și Andreea, alți doi colegi de-ai noștri ca și traineri, plus foști cursanți pe care i-am adus pe scenă alături de noi și care am demonstrat cu ei publicului larg. A fost absolut minunat. Frumos. Da. Și ce prezentați mai exact la un astfel de eveniment? Este și poate o sesiune în care le dați informații, le arătați anumite modele de flori făcute? În principiu, pentru noi, orice eveniment facem, trebuie să fie în primul rând o experiență. Adică noi gândim orice proiect ca și o experiență. Ce am făcut de data asta este să proiectăm în show-ul nostru 10 ani de floristică, adică să arate a 10 ani de floristică, atât de fain să fie. Și am creat o interfață a unei florării, asta a fost tematica noastră, că ne alegem o tematică să putem lucra mai ușor. Am creat o interfață a unei florării cu rafturi, cu exponate, cu buchete, cu vase, cutii, chestii comerciale, dar care arătau diferit. Până și pungile noastre de expunere arătau diferit, până și personalizarea lor arăta diferit, ca să arătăm că se cam așa trebuie, în direcția asta ar fi de preferat să meargă lucrurile. Și în cadrul show-ului s-au făcut demonstrații live, 2-3 în paralel, pentru că ne fiind oameni de specialitate, nu se uită nimeni la detalii. Adică erau și floriști în sală, dar erau și oameni care nu erau floriști. Și atunci noi știm cui ne adresăm, sau am studiat și atunci am înțeles cui ne adresăm. Și se făceau în paralel demonstrații despre care toată lumea povestea ce face, ce a folosit, cum a folosit și ne adresăm și într-un limbaj destul de ușor de digerat. Adică nu povestim că aici în armonia noastră cromatică am tranzitat, nu vorbim în felul ăsta, ci vorbim că ca să fie armonios, ca să fie frumos, am folosit două culori în tonurile lor. Și atunci el e frumos, e potrivit, e ușor de digerat vizual. Și atunci și limbajul nostru se adaptează spațiului în care livrăm. Deci asta am făcut anul ăsta. Da, uite ce frumos. La Hortus, da. E bine, uite, încă o dată vă adaptați și publicului, care este normal să nu fie cunoscător de termeni de specializate. Exact. Și probabil să rămână la acea prezentare, să înțeleagă ceva din ea. Da, adică să-i ținem acolo pe prezent. Am avut cadouri pentru ei, le-am livrat cadouri, am făcut jocuri să aibă mesaje pe scaune, adică ne-am implicat foarte mult în ce am făcut. Și apropo de adaptare, în momentul în care ești florist, musai, este unul dintre skill-urile care trebuie să le ai, să te adaptezi. De ce? Da. Mai ales dacă ești florist de evenimente. Nu există eveniment, pur și simplu nu există eveniment fără provocări.
fără chestii care te scot din zona de confort. Nu știu. O oră care nu e programată, o floare care n-a venit cum trebuie, un moft care trebuie acoperit, o nevoie, un coleg care nu mai poate veni, tot felul de lucruri, spațiu, mașina, multe, multe variabile. Și atunci, dacă nu știi să te adaptezi, sau nu ai capacitatea, nu că nu știi, nu poți, nu ești construit să faci față la stres. Nu ești construit, ești un conștiincios care ție trebuie să ți se dea, să împletești, să împletești, exact. Să stai pe un sconel confort, da, dar confortabil, știi exact că începe acum, termin la ora X și ăla e confort. Așa funcționează unii oameni. Și apropo de a ști cum ești, asta este unul din lucrurile pe care le predăm în modulele noastre, de a cunoaște personalitatea clientului. Tocmai ca să știi ce să livrezi și de a-ți cunoaște inclusiv echipa, ca să știi ce delegi din echipă. Mie, de exemplu, dacă mi se deleagă să fac 20 de aranjamente la fel în serie, n-am cum să termin, nu. Deci după al doilea aranjament mai pierdut, la al treilea deja nu mai fac față, nu mai sunt acolo. Oricât de mult mi-ar plăcea ceea ce fac. Dar nu sunt genul ăsta de persoană și aici la mine lucrurile se schimbă. Eu pot să fac în paralel mai multe design-uri, așa funcționez mai bine, așa sunt mai eficientă și așa termin mai repede. Da. Și asta e important să cunoști clientul. Apropo de adaptat, e musai să fii liderul sau să ai un lider. Da. Nici măcar nu trebuie să fii tu cel care are business-ul. Trebuie să ai un lider care știe să adapteze și să găsească soluții. De preferat e cel care este ownerul business-ului să facă chestia asta, pentru că în felul ăsta duce echipa. Adică nu se stresează nimeni când pică o lustră cu flori și sar două brațe fix înainte de eveniment. Asta zic dintr-o experiență deja avută. Da, deja avută. Și aceea nu se panichează nimeni, ce ok, s-a întâmplat lucrul ăsta, găsim o soluție. Adică întotdeauna găsim o soluție. Și asta te învață tehnica. Tehnica îți dă confortul acela în care soluțiile nu mai sunt o enigmă. Tot timpul există soluții, indiferent. Deci nu se poate să înveți poate niște buchete pe care le poți face sau niște aranjamente și gata, te duci cu ele la muncă. Nu, uite că îți trebuie acea creativitate, îți trebuie acel nivel de adaptabilitate. Și tehnica. Și tehnica, da, adică... Da, da. Tu poți să înveți rețete. M-a sunat de curând cineva și mi-a zis, eu neapărat trebuie să știu cum se face un buchet de 5 trandafiri, din 3 trandafiri, din aia, din aia. Și zic, eu n-am o problemă, eu vă învăț. Dar dacă vreodată o să aveți altă culoare de trandafir sau altă mărime, sau, nu știu, ceva schimbat, o să, în momentul ăla, e zero, clacaz. Nu mai știți de acolo. Și atunci nu funcționează așa lucrurile. Adică pierdem timpul și eu și dumneavoastră. Și atunci nu facem în felul ăsta. Rețete se pot învăța, puse în mână cum funcționează, îl reproduci identic. Dacă îți lipsește un fir de floare, ești pierdut că nu mai știi, că fiecare floare are rolul ei. Și atunci, de asta trebuie să înveți tehnica în sine, care-i treaba acolo cu ele. Și să știi că este absolut general valabil la orice domeniu. Deci noi vorbim despre design în primul rând și apoi despre floristică. Floristica și florile sunt doar un motiv să ne întâlnim. Noi vorbim despre design în primul rând. Da. Pentru că de acolo vorbim despre cromatică, despre proporție, despre formă, despre armonie, despre funcționalitate, ceea ce e foarte important. Un designer, în primul rând, că face o chestie frumoasă, o face funcțională, în primul rând. Ăsta este primul rol al designerului, să fie funcțional ceea ce face el, fie că e un spațiu, fie că e un obiect. Și atunci e funcțional și după aceea e și frumos. Hai, acolo vin florile, la partea cu frumusețea acolo. Da. Și noi doar asta vedem din exterior, frumusețea, exact, culorile. Exact, vai, exact. Dar cred că a fost ușor să-l faceți. Da, e foarte interesant când vin oameni din exterior și noi toate suntem niște floricele și niște drăguțe, mai ales când prezentările noastre ne și îmbrăcăm în felul ăsta, nu ca să părem cumva, ci ca să ne simțim noi cumva. Da. O facem pentru noi și asta și inspiră pe alții și o facem pentru noi și chiar foarte confortabil. Florăriile vechi și florăresele din trecut sunt femeile care au vestă, pentru că stau într-un spațiu în care e frig și e practic, pentru că avem de cărat găleți, mă murdăresc pe haine, sau apă, sau răstorn, sau mătijă colorată, sau ceva și murdăresc hainele și ca să nu le stric, nu dau atenție la cum sunt îmbrăcat.
Și atunci ne-am zis așa, de ce să facem lucrul ăsta? Ok, murdărim o haină, o spălăm, se pătează la o, adică nu mai putem folosi, dar confortul meu feminin, pentru că florile și domeniul e foarte feminin. Exact. Și atunci de ce să trebuiască să fiu tot timpul în Adidas și cu vestă din aia cu puf? Nu, nu vreau să fiu așa. Și de ce trebuie să țin florile într-un spațiu rece tot timpul? Nu vreau nici asta. Hai să învăț să le condiționez în așa fel încât să reziste și în alte condiții, confortabile, termic. Și toate lucrurile astea le-am experimentat, le-am învățat și noi în timp și le transmitem mai departe floriștilor, floristelor. Că noi chiar cu ele uite că, până la urmă, dezvoltați foarte mult acest domeniu și chiar vorbeam înainte de interviu că el s-a dezvoltat uluitor de mult, în România cel puțin, față de acum 10 ani, când îmi spuneai tu că s-a făcut prima școală Andreea, acum 10 ani, fix în mai, când am și celebrat la Hortus cei 10 ani, a făcut prima școală de floristică cu tehnici învățate internațional și a început să aducă designeri internaționali în România. A fost mare șoc pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care deja se cursau acolo și a fost un disconfort să se întâmple lucrul ăsta. Dar așa a început evoluția în România. Foști cursanți ai Andreei astăzi predau și ei, ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că în felul ăsta s-a și dezvoltat și atunci și Andreea a putut să aibă un zvâc așa de a dezvolta în continuare. Adică dacă nu se apuca nimeni de făcut, păi clar, ceea ce face ea nu mai era interesant. Probabil evoluția era mai lentă, dar evoluția a fost foarte, foarte rapidă și într-adevăr cu rezultate foarte mari. Adică noi am început să facem evenimente internaționale, avem contact cu floriști internaționali și zic, măi, dar ce faceți voi aici? Adică sunt uluiți. Ne întâlnim cu wedding planner care văd atâtea aranjamente. Și zic, bă, voi nu vă încurcați cu munca. Adică, da, voi când faceți lucruri. Chiar așa mi-a zis o tipă, am avut un masterclass în Italia și chiar așa a avut o remarcă. Zice, bă, dar voi când faceți lucrurile, faceți, nu-i doar așa. Păi cum să fie doar așa? Normal, când îl facem, îl facem. Exact, probabil puneți și așa o amprentă a noastră din România și diferențiați puțin. Da, e posibil ca aici să intervină într-adevăr felul nostru de a fi, ca și ADN, uman, în munca asta, într-adevăr. Adică nu e un dolce farniente așa, ci e, băi frate, să le demonstrăm oamenilor că noi putem. Adică noi chiar putem și noi chiar știm. Hai să le arătăm oamenilor că știm și putem să facem lucruri. Și într-adevăr, și o facem cu bucurie, adică nu mai facem cu greutate. De ce zic nu mai facem? Pentru că la început a fost destul de greu, a fost așa ca un struggle, până să găsim rețeta potrivită. Iar acum lucrurile sunt chiar foarte faine, foarte faine. Și deja ați dat o altă imagine acestui domeniu, de la doamna cu vestă și într-un mediu rece. Deja am ajuns la un atelier cum ai tu, cum aveți voi, care arată minunat, adică doar din videoclipurile tale îmi inspiră așa o frumusețe extraordinară și te face să stai acolo doar. Da. Să bei o cafea, să te uiți la fel. Să știi că multă lume își dorește să ajungă în atelierul Decro din Iași și asta e o chestie pe care ți-o povesteam și înainte de interviu și mi-aș dori să spunem și acum. Avem zona atelierului nostru împărțită în două, partea de studio frumoasă așa, care e împărțită vizuală, nu e un perete efectiv și două uși, ci pur și simplu vizual. Aici am amenajat studioul și în partea asta la alta am amenajat zona de lucru, e tehnică treaba acolo. Și ne-am dorit și noi să fie mai fancy, în schimb nu e funcțional și suntem designer și aceea ne dăm seama că noi avem nevoie de funcționalitate în spațiu. În schimb, toată lumea care vine este absolut cucerită și în mare parte de chestiile tehnice, dar efectiv se așează pe scaun și zice, băi, n-aș mai pleca, deci e așa o senzație, o stare, o chestie foarte faină. Și orice mai înțelegem un lucru din treaba asta și din feedback-ul ăsta, înțelegem că florile vii și naturale, prin energia lor, contribuie la treaba asta și felul nostru de a fi, efectiv, ca oameni, ca echipă, contribuie din nou la spațiu care e fascinant. Pentru că spațiul în sine, noi ne-am dus înainte de pandemie, eram în chirie, într-un alt loc, alb, complet alb, alb, nimic, și o pardoseală deschisă cam cum e aici. Atâta personalitate i-am dat spațiului, n-am văruit, ne-am pus lucrurile, atâta, pur și simplu asta am făcut, n-am făcut nimic altceva, încât a arătat tot așa, venea chiar și proprietarul și tot se plimba și tot se plimba și nu mai pleca. Da, era încântat de ce vede. Și aceea n-am dat seama că oriunde am merge,
lăsăm un vibe interesant și o senzație bună, de aia dorința de a vedea atelierul. Și asta facem și cu aranjamentele noastre. În momentul în care se livrează către clienți, senzația e aceeași. În momentul în care facem un eveniment pentru clienții noștri, feedback-ul e același. Și înțelegând lucrul ăsta, pulsăm acolo foarte bine. Adică știm, nu lăsăm garda jos, băgăm energie acolo ca să fie așa cum ne dorim și noi să fie. Sigur. Oricum, cred că v-ați lăsat o mare parte din personalitatea voastră, uite, din pasiune, pentru că se vede că vorbești cu pasiune de acest domeniu. Și să știi că parcă mă convinci și pe mine să... Parcă aș face și eu niște floristică. Nu, să știi că chiar vorbesc cu Andreea și zicem, băi, deci noi nu facem floristică, frate, noi facem dezvoltare feminină, personală, exact, pentru femei. Sincer îți zic, pentru că florile ne-au învățat să ne îmbrăcăm într-un anumit fel. Adică armonia cromatică pe care eu o predau este implementată în viața mea personală, în spațiul meu. De exemplu, oamenii au reacții frumoase legate de cum e îmbrăcat puștul meu. Da. Puștul meu e armonizat cromatic. Adică el, dacă are pantaloni, chiar ieri am pus niște pantaloni portocalii și avea și șosetele portocalii. Și avea un tricou cu albastru și cu ceva inserții portocalii. Am făcut-o foarte natural. Mă întreabă des diversi oameni, nu neapărat clienții mei, când ne ducem în sală să implementăm o sală, ospătari, oameni cu care comunic acolo și ce te-ai îmbrăcat special cu spațiu. Nu o fac deloc intenționat, dar asta mi se întâmplă foarte, da, foarte des. Când îmi aleg hainele, eu am în cap moodboard-ul meu și efectiv funcționez acolo. Când facem un masterclass, outfiturile noastre sunt în felul ăsta, fotografiile arată mai bine în felul ăsta, ne simțim mai bine și în poveste în felul ăsta, efectiv intrăm așa într-o magie a conceptului, a contextului, cumva. Exact. Și acest lucru, efectiv, apropo de cursuri, de fapt, de dezvoltare personală, ne influența pe noi și simțind, noi trăind în prezent, noi ne antrenăm să trăim în prezent și atunci, simțind noi lucrurile astea, le transmitem mai departe. Exact. Și da, e terapie, deci floristica e terapie. Pur și simplu, există un prag foarte important. În momentul în care deja faci floristică, ai crescut, ai învățat, ai nu știu ce, și vrei să faci bani de acolo. Acolo e un prag foarte interesant pe care toată lumea trebuie să și-l administreze și să-l potrivească foarte bine, pentru că este atât de mare pasiunea, așa cum și tu ai spus, da, încât în momentul în care nu există avantaje financiare, frustrarea e în egală măsură. Da, adică pe câtă pasiune, pe atâta frustrare se îngroapă una pe alta. De asta trebuie să existe un echilibru acolo. Deci îmi doresc să fac și fac cu mare bucurie ceea ce fac, dar nu o fac gratis. O fac pe banii care mă ajută pe mie și îmi dau mie energia necesară încât să fac în continuare lucrul ăsta. Sigur, păi da. Până la urmă este atâta muncă, atâta, da, cunoștință, chiar și atâta pasiune pusă acolo și trebuie până la urmă să reușești să te susțin în continuare, să susțin, exact, continuare până la urmă această afacere cu, da, flori. Da. Dacă mai vrem flori, clar că trebuie să susținem artiștii. Exact, care se ocupă, exact. Și partea artistică nu vine din neajuns. Arta în sine vine din suficient, din abundență, nu vine din insuficient. Și până, apropo, asta este o chestie pe care o predăm și cu care vorbim cu floristele noastre, de asta zic, dezvoltare personală, efectiv. Exact. Am simțit pe pielea noastră că odată ce ne-am dezvoltat personal, am reușit să creștem și business-ul și multe dintre cursantele noastre, după ce povestim, se apucă de terapie. Nu pentru că au o problemă, ci pentru că terapia e un drum mai ușor de a te dezvolta uman, feminin, de a căpăta încredere. Și atunci multe de floriste se apuc de terapie și zice, mamă, ce mișto, de ce l-am descoperit-o mai devreme? Ce frumos! Uite, da, cât de multe beneficii îți poate aduce până la urmă acest domeniu, da, dacă te pasionează cu adevărat. Dar să știi că ai pus acolo un plus când mi-ai spus că deja te îmbraci în voluntar la un, da, moment dat, da, cromatica potrivită. Se întâmplă asta, da. Da, efectiv, de asta și trăiești odată cu ceea ce faci. Și da, se întâmplă lucrurile, adică totul e armonizat cromatic. Culoarea unghiilor, o preferi în momentul, știi, e vară, da, ok, nu o să mă îmbrac în culori închise, deci o să mă îmbrac numai deschis. Cum îmi fac unghiile de data asta? Care sunt culorile cele mai potrivite? Apropo de chestia asta, soțul meu e nutriționist și
relația cu pacientele, primește farfuriile cu mâncare ca să poată să organizeze acolo, să o ajute și să o susțină să mănânce sănătos. Și de curând, văzând farfurii, chiar i-am zis, zic, păi uite, îți fac o recomandare. Propune-le pacientelor să mănânce frumos, adică să arate frumos când o vezi farfuria aia, mamă, să fie de că e suficient că îi tai la porție, că dai cu legume, dai cu exact. Nu știu ce. Dar să fie frumos, apetisant, așa, ca fotografiile, când îți vine și îți face poftă să mănânci. Pentru că în felul ăsta celebrezi efectiv pe tine, te celebrezi că uite ce capacitate și ce putere am să mănânc diferit pentru mine. Adică celebrezi cu o astfel de farfurie care arată frumos. Și am dat câteva indicații. Am zis, uite, fă-o să fie monocromă, da? Doar o singură culoare, pastelată deschisă, nu roșie, nu neagră, nu verde. Da. Pastelată, fără desene grafice, flori, nu știu ce, și o să vezi că mâncarea devine deja mai bună când faci chestia asta. Și a făcut lucrul ăsta și se pare că într-adevăr are efect și mă bucur foarte tare că mi-am putut pune skillurile inclusiv în meseria lui. Ce frumos, da. Uite ce poveste faină, pentru că într-adevăr când vezi un fel de mâncare bine aranjat, farfuria potrivită, deja parcă îți face cu ochiul. Sigur. Nu contează ce este acolo. În primul rând, mintea cumpără vizual. Da. Și secretul unui designer, care revenim la designer, este când reușește să transmită prin imagine inclusiv simțuri, texturi, balans, da, echilibru, adică nu e un buchețoi mare, mare, care stă într-o tijă mică, mică și se debalansează. Asta e un echilibru vizual pe care îl înveți. Cromatică, e frumos, îți place, dar nu știi de ce. Sau nu-ți place și nu știi de ce. Clienții final nu trebuie să știe de desubturile care astea. Care a fost procesul. Care a fost procesul. Dar eu, ca specialist, pun acolo toate lucrurile astea. Și mă iau mereu de designer. De ce? Pentru că terminând o facultate de artă plastică, asta am făcut întâmplător, fără să aleg să fac asta. Am făcut o facultate de artă plastică și am învățat foarte multe lucruri pe care atunci le-am luat ca informații. Adică, veniți, ok, interesant. Acum mi se pare că am învățat cele mai faine chestii ever. Deci nu, și s-au potrivit, pur și simplu, n-am intenționat să predau design floral sau ceva. Până la un moment dat, deci pe vremea facultății. Și acum mi se pare că, nu știu, mi se pare că toată lumea trebuie să știe design. Atât de mult echilibru mi se pare mie că mi-aduce în viață cunoștințele astea funcționale, efectiv. Adică aleg un lucru sau nu le aleg, în primul rând trebuie să fie funcțional și apoi trebuie să fie frumos. Exact. Dacă un lucru e doar frumos și mă împiedic ca o rochie de mireasă. Exact. Discut des cu miresele și toate rochiile alea drăguțe, care au trenă sau care sunt sirene, așa, alea nu sunt rochii funcționale, alea sunt doar frumoase. Arată bine designerii care le-au creat, știu asta, adică nu-s fraieri, că nu știu că e incomodă. Ei știu că oamenii cumpără cu ochii, exact. Da, vizual. Și atunci le spun, te-ai așezat vreodată cu rochia pe scaun? Nu. Încearcă. Așa, ai urcat scări? Ai făcut mișcări care sunt obligatorii, da? Adică n-ai cum să nu le faci în ziua aia. Și atunci o să-ți alegi rochia în funcția asta. Și decât să ai o rochie frumoasă 2 ore după care să o urăști, de să-ți vină, să te duci, să te schimbi în cea mai confortabilă rochie pe care o ai în dulap în ziua anunții tale, mai bine cumpără-ți o rochie frumoasă și confortabilă și te poți bucura de ea 2 zile dacă vrei. Exact. Da. Uite cât de important este designul și până la urmă îl găsim în fiecare aspect al vieții noastre, așa cum ai spus Absolut. Și tu. Da. Și după cât ai zis, am văzut și că este totuși nu atât de ușor să faci un buchet sau un aranjament, nu neapărat un buchet. Trebuie să ții cont de foarte multe aspecte, dar ai pus pe primul loc acea tehnică. Da. Poate cât de greu este să o dobândești, să o ai involuntar atunci când profesezi în acest domeniu? Să o dobândești efectiv nu e greu. Faci cursuri și ai înțeles-o. Când nu înțelegi de cum stau lucrurile, întrebi și ai explicație. Tehnic vorbind, nu e dificil. E adevărat că la implementare ai nevoie de mai mult exercițiu. Trebuie să o faci o dată, de 2, de 3, de 10 ori până să-ți iasă. După ce îți iese, există procesul în care o integrezi, efectiv. Și o integrezi în tine. Și după ce ai integrat treaba asta, o faci involuntar. Și lucrurile se întâmplă pur și simplu. De aia vii cu soluții ușor. S-a rupt o floare, n-are nimic. Adică mi-a apărut un gol, mi s-a rupt o floare într-un buchet, ce mă fac?
nu e o problemă, florile se rup, sunt casante, zvii, e normal să se întâmple lucrul ăsta. Cum o locuiești, atunci vine abilitatea tehnică. Cum hidratezi floarea, s-a uscat, s-a pătat. În buchetul pe care ți l-am adus, m-am provocat, îmi pare rău că nu l-am adus aici, dar și mă gândeam asta. O să-l postăm, o să-l postez și eu. M-am provocat cu lavanda. De ce? Nu prea folosesc lavandă. E dificil de folosit într-un alt context. Ea e frumoasă când e o grup. Atunci e frumoasă lavanda, da. Așa se întâmplă cu florile mărunțele și mai ales cu aceste flori care sunt ușor lemnoase, graminee, le zicem noi. Nu știu, spice de grâu, grâu efectiv, orz și așa mai departe. Și atunci ele arată bine în banciuri, în buchete, de același fel. Și de data asta m-am provocat. Și m-a provocat cromatic și ca și linie. Am folosit de multe ori, am folosit aceeași linie cu alte flori, în așa fel încât să se repete această linie, ca creierul să înțeleagă care e forma de fapt, generală. Și am mai avut niște trandafiri absolut superbi, care erau crem și care s-au pătat puțin de la temperatură, de la felul în care eu i-am manipulat, pentru că eu știu ce am făcut cu ei. Și atunci am folosit o tehnică pe care o aplic și chiar dacă nu are acest defect o floare, de a pulveriza cu un spray cretat, cu o textură poroasă, cretată, așa. E o tehnică pe care o folosim la pigmentare pentru armonie cromatică. De data asta am folosit o tehnică, pentru că trandafirii deja la temperaturile acestea, mai ales cei deschiși la culoare, se pătează foarte ușor. Atunci am zis, ok, cum pot să fac, pentru că trandafirul e proaspăt, e frumos și va trăi mult de acum încolo, dar într-adevăr are efectul ăsta, nu e estetic. Exact. Și cum fac? Păi uite, aplic tehnica asta de pulverizare pe exterior și atunci mă pot folosi de ei și creez și armonia cromatică în buchet. Deci, da, de altă dată sunt mulți floriști care s-au pătat florile și aruncă. Deci, în momentul, numai ce să facă cu ele, pentru că n-au încredere, se simt vinovați că acoperă un defect, că mint un client, lucru care nu este adevărat. Nu este adevărat. Face parte din frumusețea, da, da. Face parte din frumusețea tehnicilor, da. Și a cunoștințelor și a științei de a ști, de a face chestii. Da. Exact. Da. Și vă spun de pe acum că este superb buchetul și chiar îmi pare rău, chiar mă gândeam la începutul interviului, Doamne, ce bine era dacă l-aduceam. Da, și eu m-am gândit înainte să vin aici, dar așa în bucuria de a fi aici, chiar mă gândeam că o să-ți propun să-l pune pe masă, eventual să mai vorbim ceva despre el, dar nu-i problemă, toată lumea poate intra și pe pagina mea, exact, și să vadă acolo flori de tot felul. Eu oricum, de când am văzut ce aranjamente faci, am rămas uimită și mi-a plăcut atât de mult încât am spus, nu, trebuie să vorbim despre asta, trebuie să te cunosc pe tine. Mă bucur. Pentru că oricum se vedea doar din imagini, din videoclipuri, câtă pasiune ai pentru acest domeniu. Și mă bucură să văd acest lucru, dar uite că tot vorbeam noi că poate înainte sau chiar în prezent nu știm că avem și varianta aceasta de a, da, deveni designer florist. Tu te gândeai la această variantă, nu știu, acum câțiva ani, poate înainte să iei contact? La mine, cum am venit, și acum putem să vorbim și despre parcursul meu, la mine a venit meseria asta așa, necontrolat, conștient de mine. Pur și simplu, la început am fost într-un context în care am ajutat la decorarea sălilor, asta se întâmpla acum vreo 18 ani. După aceea am început să avem, să am un business alături de altcineva, lucru care a mai continuat, cred eu, vreo 2 ani. Și din anul 2 de facultate mi-am cumpărat jumătate din business și a devenit al meu. Pe vremea aceea făceam parte de textil, fețe de masă, huse, funde, ce se purta, și plus că am dezvoltat abilități de baloane, care anul ăsta am început să-l pun din nou în practică, deci n-am mai făcut baloane de nu știu când, pentru că a apărut tendința asta de baloane, sub o altă formă, dar tehnica de dedesubt este cam aceeași. Am început din nou să lucrez cu baloane și mă folosesc de un skill pe care acum l-am dobândit acum 16 ani. Domeniul evenimentelor a evoluat, au început oamenii să înlocuiască baloanele cu flori și atunci eu am început să fac flori. Ca toată lumea sau ca majoritatea, cum nu e potrivit, așa, furând, încercând, o creativă, nu știu ce, mă descurc. Da. Nu. Îmi amintesc și acum cum am făcut primul meu buchet de crini, cât am suferit, o perioadă lungă de timp n-am mai putut suporta mirosul și parfumul crinilor.
din cauza că a fost copleșitor momentul acela în care am făcut primul buchet de crin. Nu știi nimic nici despre crin, nici cum să-i tai, nici cum să-i condiționezi, nici cum să-i pun. Habar n-aveam nimica. Și acum am început din nou să-mi placă crinii, am depășit momentul, m-am împăcat cu mine, mi-am dat voie să fi început așa. Am început să fac flori. Bun, și au început să apară provocări. Vedeam lucruri care îmi plac și pe care nu știam să le fac. Și atunci am descoperit-o pe Andreea în online. Mi s-a părut o tipă picată de undeva, de pe Marte, venită, nu știu. O cheamă și Andreea Ștor și atunci am zis numele ei. Am zis că nu-i româncă, Andreea e o coincidență că o cheamă. Dar nu e româncă tipa asta, pentru că n-are cum un român să facă așa ceva. Și m-a surprins când am văzut că era chiar că e româncă. Și am început să merg la cursurile ei. Primul meu contact cu florile mi-a confirmat că nu știu nimic, dar nimic. Și că trebuie să învăț foarte multe lucruri. Asta mă ajută pe mine să înțeleg reacția cursantelor care vin la noi și vorbim despre sigilare, teipuire, însărmare și așa mai departe. Un limbaj total necunoscut, foarte greu pentru mine, apăsător așa pentru că nu înțelegeam nimic și oare voi ști vreodată să fac lucrurile alea. Mi-a plăcut foarte tare primul curs, am mers la al doilea și la al treilea, am început să cunosc oameni, am început să cunosc florii și am văzut cum încep să mă dezvolt și cum business-ul meu începe să crească, făcând chestii diferite, interesante, mai curajoase. Uh-huh. Și așa am început parcursul meu cu floristica, așa am cunoscut-o pe Andreea, care m-a vizat ca fiind pricepută și așa și gura mare și vorbăreață cum sunt eu, cu gura mare nu într-un sens negativ. Și atunci ne-am împrietenit și după ce ne-am împrietenit am ajuns la concluzia că putem lucra împreună, lucrăm împreună absolut într-o armonie perfectă, suntem un cocktail foarte potrivit, foarte potrivit. Da, asta e o divinitate, e mâna divinității care a pus acolo energia asta. Și iată că astăzi predau floristică, am preluat mare parte din cursuri pe care le predăm în România. Dezvoltăm floristica și cursurile de floristică în continuare. Fac în continuare evenimente, așa cum îți povesteam la început, o anumită categorie de evenimente. Și ceea ce mai fac din 2012 este partea asta de wedding planning, de organizare efectivă a nunților, pentru că am crescut odată cu treaba asta. Planning-ul pentru mine are un moment aparte în viața mea și m-a ajutat foarte tare să știu acum să organizez cursuri, lucruri, evenimente, master-uri și așa mai departe. Da, adică și da, pot să fac toate lucrurile astea, sunt și conectate între ele, toate lucrurile astea, dar și pentru că am învățat să externalizez. De curând, aproape că nu mai e nevoie în atelierul nostru de un om care să fie fizic, având atât de mulți cursanți, care sunt și din Iași, pot să externalizez spre ei lucruri pe care nu trebuie să le mai fac eu. Uh-huh. Și atunci toată lumea este în flux, în armonie și există un win-win situation. Exact, și uite că în felul acesta colaborați între voi și elimine acea competiție care de multe ori se întâmplă să fie, nu știu, percepută de anumite persoane. Dar eu cred că trebuie mai mult să cooperăm și uite, tu probabil ai foarte multe cursante în fiecare an. Desigur că acestea la rândul lor vor profesa și ele. Ori vor avea un business, ori vor lucra undeva. Și la câți oameni fac aceste cursuri, cum ar fi acum să nu comunicăm cu nimeni? Exact. Asta ai atins o zonă foarte importantă. E un lucru despre care am început să vorbim și în cursuri, că nu e nevoie neapărat să ai propriul tău business și că poți avea parteneriate, colaborări și așa mai departe. N-ar putea să existe atâtea florării și business-uri pe câte cursante avem noi, plus alții. Da. Deci n-ar putea, n-ar supraviețui nimeni. Adică ne-am încurcat unii pe alții. E o industrie care în anumite zone face deja lucrul ăsta, tocmai pentru din dorința de a face eu, de a ști eu, de a fi eu șeful, fi eu liderul. De asta a fost discuția de mai devreme, că nu toată lumea trebuie să aibă un business propriu, ci fiecare ar fi potrivit să se cunoască, să-și cunoască propriile abilități, să le exploateze pe acelea și să colaboreze, să externalizeze. Ăsta e un lucru pe care îl fac cu Andreea deja. Și e un rezultat foarte potrivit, adică tu îți dai seama, eu am fost cursanta Andreei și în momentul ăsta
aproape că am pe mână toată munca ei de 10 ani și eu în momentul ăsta o livrez mai departe. Adică e o relație foarte interesantă și skillurile noastre sunt și diferite. Comunicarea noastră este ușor diferită pentru că ne păstrăm personalitatea. Ne păstrăm ceea ce suntem noi. Noi, eu și Andreea, dacă avem aceleași flori, asta e un lucru general valabil, avem aceleași flori în față, avem aceeași tematică, buchetele noastre vor fi total și total diferite. Fiecare dintre noi va ști să însușească și să însoțească buchetul cu niște explicații și cu niște argumente. Adică nu e niciunul greșit. Exact. Sunt amândouă foarte potrivite. De asta, competiția, îți spuneam și când ne-am întâlnit, competiția din punctul nostru de vedere nu există și competiția este de fapt o frică de a nu fi suficient de bun și de a ți-o lua cineva înainte și tu nu poți să ții pasul și ce faci și așa apare competiția. A, că există, nu știu, nu-ți place de cineva, că cineva face ceva care ție nu se pare integru și potrivit, acest lucru experimentez și eu, sau asta e altceva. Și acolo poți să intervii, poți să spui și nu e vorba de competiție, ci pur și simplu că nu e integru că se întâmplă lucrul ăsta. Din punctul tău de vedere, al lui poate să fie diferit și chiar poate să fie punctul lui de vedere. Dar din punctul tău de vedere, uite, sau al meu, sunt oameni care nu fac integru lucrurile. Ce pentru mine e deranjant? De ce? Pentru că se duc într-o piață, eu știu cât de sensibilă e piața asta, adică la floriști mă refer, cât de mult suflet pun acolo și cum îi poate afecta. Și atunci când văd ceva care nu e integru, spun și comentez cum ar veni despre lucrul ăsta, mă rog, așa, în limitele de discuție și tot timpul constructive. Adică, sigur. Da, discuțiile astea sunt chiar constructive pentru a vedea ce putem noi să facem mai bine. Dar sigur, poate influența foarte mult un domeniu, modul în care acesta evoluează până la urmă. Sigur că da. Dacă totul se întâmplă așa, lasă că merge și așa, poate exact. Privește mai mult afacerea decât domeniul și poate nu privește spre dezvoltarea lui, ci doar acel câștig care urmează. Exact. E foarte greu și sunt puțini oameni în floristică care fac business-ul doar de dragul banilor. Adică, ca să intre aici și să faci ceva frumos, să și placă. Da. Dar există. Există că, na, nu-i imposibil, exact. Dar sunt puțini care fac asta. Problema apare atunci când sunt cei care vin cu sufletul și sunt așa schingiuiți de frustrări, efectiv, de frustrări și de alte lucruri și e păcat să se întâmple treaba asta. E păcat că e un drum mult mai simplu. Exact. Da. Până la urmă, uite, așa cum ai spus și tu, chiar dacă înveți aceeași tehnică și până la urmă toți floriștii au fost la un curs la un moment dat. Ar fi bine, ar dar fi nu bine, toți, da? Dar ar ar fi fost, bine. Au fost mulți. Ar fi bine. Da. Până la urmă ajungi la un rezultat diferit, cum spuneai tu. Da, tu și Andreea Ștor, dacă ați fi pus una lângă alta, ați face ceva diferit exact. Cu aceleași flori. Exact. Și exact. De aceea nu trebuie să existe acea teamă că, vai, eu nu voi reuși să ajung la nivelul nu știu cui. Da. Cred că este important să spui, cred, și propria personalitate și propriile gânduri și viziune. Și vorbeam noi despre un subiect tare interesant. Crezi că mai poți face ceva nou? Crezi că mai poți inova ceva în acest domeniu? Prea puțin probabil să se întâmple lucrul ăsta. Nu imposibil, dar puțin probabil. Adică deja floristica este exploatată pe multe planuri. Designerii internaționali care sunt mondiali cumva și foarte bine cunoscuți sunt câțiva care au inventat efectiv skill-uri. De exemplu, ce face unul dintre cursurile pe care eu îl predau, care se numește Spider Web. Este invenția unui designer german pe care îl cheamă Gregor Lerch și el a inventat această tehnică. Efectiv, a fost inspirat de pânza de paianjen și a inventat această tehnică. Eu o predau în România, nu știu pe cineva să predea Spider Web, nu mai știu pe altcineva să predea Spider Web. Și când zic că se predea, adică chiar să predea, nu așa, deci să predea Spider Web, nu mai știu pe nimeni. Și nu am inventat-o eu. Ce am făcut eu este că am adaptat-o. Am pus-o în contexte interesante, diferite. Am făcut accesorii Spider Web.
am făcut lumânări de botești de cononie pe tehnica asta. Adică am dus-o, am exploatat-o, efectiv. N-am inventat-o, am exploatat-o, am dezvoltat-o. Același lucru se întâmplă și cu un modelaj ceară. Nu știu pe nimeni altcineva să facă din ceară ce am făcut la un moment dat. Primul produs pe care l-am făcut din ceară a fost un ou de ceară. De Paște mi-a venit ideea. Da. N-am văzut nicăieri în altă parte, pur și simplu mi-a venit inspirația să fac asta. E posibil să mai se întâmple asta, adică nu, chiar nu cred, pentru că așa cum mi-a venit mie inspirația, putea să vină oricui această inspirație. Bine, eu am învârtit-o, am sucit-o și am scos de aici. Inspirația a fost generată tot de la cursuri, de la umblat cu ceară, de la făcut platouri cu ceară, de la făcut o mică formă din ceară și de atunci s-a dezvoltat ideea asta de a face ou. Deci nu e ca și cum am... De asta nu prea poți să inventezi lucruri, adaptezi, amplifici, modelezi, promovezi, da. Adică asta da, dar așa, deci de ce? Și mai e o chestie. Teama asta de a nu-ți fura cineva fotografiile a floriștilor. Sunt într-un mediu public, sunt pe online. La început făceam și eu, îmi puneam watermark-uri pe fotografii la greu. Nu mai fac de mult lucrul ăsta. O făceam din teama de a nu fura fotografiile, nu de a apărea reclamă și de a ști lumea de mine. Deci e diferită intenția din care îți pui acest watermark. Acest logo, adică de fotografie și deci frica asta de a pune și frica asta de a te inspira. Băi, a făcut ăla frumos, dar a făcut el, nu fac și eu. De ce? De ce să nu faci și tu? Ba da, ba da, fă, cum adică? Exact. Păi dacă o să vadă și că o să zică, și tu ce treabă ai? Ce treabă ai? Exact. Nu ai nicio treabă. Fă, e inspirație, inspirația este liberă, da? Toate, uiți pe Pinterest, te inspiri de pe Pinterest, nu inventezi nimic. Tot ce face toată lumea este inspirație Pinterest. Clienții vin cu fotografii de pe Pinterest. Adică e absurd să nu te inspiri de pe Pinterest dacă ai sursa clientului tău de inspirație. Exact. Și oricum, dacă tu spui că nu te inspiri de nicăieri, tu ai înmagazinat totuși niște imagini de-a lungul timpului. Și când te apuci tu și spui, hai să fiu procesează. Creativ, le procesezi acolo și tot faci ceva ce ai mai văzut undeva. Așa și este. Da. Dar uite ce lucru interesant. Și până la urmă este bine să ne inspirăm, să lucrăm în continuare, să încercăm poate tehnici noi, că bănuiesc că aici trebuie să te dezvolți mereu, să înveți tehnici noi, să mergi poate la anumite cursuri de perfecționare. Uite, cum ții și tu aceste cursuri? Și mă face să mă întreb cum este pentru tine să fii trainer în acest domeniu, având în vedere că ai și profesat foarte mult. E o lume pe care am descoperit-o din pandemie și care m-a cucerit foarte mult. Ăsta este și motivul pentru care în ultimii 3 ani am stat focus aici, pentru că mi-a plăcut mie în primul rând. Mi-am descoperit niște abilități pedagogice de care nu știam. Adică eu eram un bun comunicator, dar așa, fără să știu că pot vorbi tehnic și pot să fiu un pedagog bun și că am un efect foarte bun, am un feedback foarte bun din informațiile mele, rămân multe acolo. Și atunci mă face să mă simt, în primul rând, încurajarea asta, care e o chestie umană, așa, de a fi util, de a avea o misiune, de a avea un efect în relație cu oamenii din jurul tău, mă face să mă simt foarte confortabilă și să îmi doresc să dezvolt în continuare domeniul ăsta și să fiu aici, să-mi îmbunătățesc skill-urile, pentru că am încă o grămadă de lucruri de învățat. Da, da, chiar da, adică de curând studiez arta asta a comunicării, a vocii, a felului în care se pun cuvintele, a tonului folosit și așa mai departe și mi se pare absolut fascinant, absolut fascinant mi se pare. Într-adevăr, este o artă, un domeniu foarte complex, ca fiecare în parte până la urmă, că dacă stai acum și te uiți la fiecare domeniu, la teorie, la istorie și așa mai departe, toate sunt complexe până la urmă. Să știi că skill-ul ăsta de pedagog mă ajută în relația cu fiul meu, pentru că e super receptiv și îmi dau seama că și felul în care comunic cu el e pentru că mă folosesc de skill-urile astea. Adică îi explic lucruri de la A la Z, cum, ce e de desubt, practic, ca la floristică. Știi, în spatele unui design sau sub un design floral, ceva tehnică. Și în momentul în care comunic cu fiul meu, așa îi spun ce stă pe dedesubt.
a unui sentiment, a unei reacții, a unei stări și așa mai departe. Și se pare că are efect, pentru că el e dezvoltat în sensul ăsta și na, nu putem decât să ne bucurăm de el așa. E și receptiv, da. Uite ce bine îți aduce și ție în viața personală până la urmă. Exact. Cum am spus, designul se găsește peste tot, dar și acest skill pedagogic, clar că te ajută foarte mult în tot, în comunicarea cu oamenii, uite, chiar și în familie. Așa e. Și mă bucură foarte mult. Dar uite, acum că ne apropiem ușor, ușor de final, sunt curioasă dacă tu ai anumite planuri de viitor pentru atelier, poate în acest, pentru acest domeniu, de altfel. Da, planuri de viitor sunt foarte multe. Unul dintre planurile, și automat stau la bază, stă evoluția. Adică, clar îmi doresc să evoluez, îmi doresc să externalizez cât mai multe lucruri posibile în așa fel încât eu să am timp ori de proiecte noi, ori de idei noi. Unul dintre planuri este să ne ducem cu educația asta în internațional și să facem lucrul ăsta internațional. De asta se ocupa Andreea și are susținerea mea. Pe planul evenimente, așa cum am și început de altfel să fac, îmi doresc și știu că sunt bună și potrivită pentru evenimente care, într-adevăr, se vor a fi altfel. Știi că povesteam despre altfel, toată lumea. Da. 99 dintre clienți vor un altfel de buchet, o altfel de nuntă, un altfel de spațiu și așa mai departe. Dar altfelul lor e foarte diferit cu altfelul meu și cu altfelul unui designer. Și atunci, într-adevăr, vreau să fiu în zona aia de altfel și pentru mine. Adică tot timpul diferit, tot timpul nou, cu provocări noi, cu provocări într-un sens bun. Am învățat să nu mai folosesc cuvântul ăsta, că provocări are în spate ceva negativ. Da. Adică am o provocare, adică e ceva nasol cumva, s-a întâmplat un ceva nasol și trebuie să rezolvăm. Cu provocări în sensul de oportunități. De a face lucruri diferite, evenimente diferite, în spații diferite, cu oameni altfel. Altfel în sensul de oameni pe care nu i-am mai întâlnit. Da? Mm-hmm. Și eu știu că de fiecare dată ieșim din zona de confort făcând lucrul ăsta, dar fiecare ieșire din zona de confort înseamnă evoluție. Și asta îmi și doresc. Să fac pașii ăștia, nu toată ziua, bună ziua, că aș obosi și n-aș mai avea resurse, dar proiecte care să fie potrivite a ceea ce eu știu să fac, da, abilităților mele. Ce fac, ce spun, ce cum sunt și așa mai departe. Să ajut și să pun umărul cumva la toate astea. Da. Uite, o dorință foarte bună, spun eu, și ne încurajez și pe noi, până la urmă, să ne ieșim din zona de confort cât mai mult putem. Da. Pentru că nu ne poate aduce decât beneficii, nu ne poate face decât să avem parte de oportunități frumoase în viață. Am un coach care zice că nu te duci în zona de confort, adică te arunce pe bloc așa și mai parașe. Că eu sunt genul de om care eu zic da, adică inclusiv la chestii de genul ăsta și mi le asum de fiecare dată, dar cu pași mărunți. Adică văd, e călduț, bag deget, hai că n-am murit, e ok. Dar să fac acțiune, să acționez în zona asta, în care să încerc altceva, să nu mai pun etichete, sunt foarte greșite. Niciodată, uite, ăla a făcut că ceva, e părerea noastră, deci nu e, e pe departe adevărul lui ca adevărului tău. Asta am învățat din experiență. Deci adevărul meu e doar adevărul meu, care nu e mai puțin adevărat decât adevărul altcuiva. Și atunci asta se întâmplă când începi să respecti, să te respecti pe tine în primul rând, pentru că îți dai voie ca și celălalt să aibă adevărul lui. Și dacă îmi permit să mai stăm câteva minute. Ieri mi s-a întâmplat o chestie foarte interesantă și m-am felicitat pe felul în care am reacționat. Am primit un feedback, s-a cumpărat modulul acesta de design pentru lumânări de botez și cu cununie pe care îl livrăm acum. E un tutorial cu 3 episoade, foarte eficient, de care povesteam că trebuie să fie rapid. Ei, și una dintre cursante a trimis un feedback negativ. Era nemulțumită, sunt chestii pe care le știa deja, zice, îi pare rău, dar asta iau, dar a fost dat banii, nu știu ce.
Eu m-am uitat puțin peste profilul ei să văd dacă într-adevăr, noi cu toate că am comunicat ce tehnici vor învăța. Deci dacă era ceva ce ea știa, deja putea să prin lectura și prin ceea ce spunem și postăm noi, putea să știe și exact. Deja să afle. Dar totuși am simțit că e ceva în spate. N-are legătură cu mine personal. Deci cu mine, Raluca Sandu, n-avea nicio legătură feedback-ul ăsta. În alți ani aș fi zis că ok, nu sunt suficient de bună, l-am livrat ce trebuie, hai să vedem cum scoatem banii, să-i dăm înapoi ca să fie mulțumită. Adică astea au fost reacțiile de acum ceva timp. Acum lucrurile s-au schimbat și am încercat, m-am străduit, de fapt, să văd ce se întâmplă și ce este în spate, în avantajul amândurora. Eu să am o clientă mulțumită și ea să poată să ia beneficiu din cursul pe care l-a achiziționat. Și am descoperit împreună, discutând mai multe lucruri, și mulțumesc că a fost deschisă, e un lucru pe care l-am și spus, că a fost mulțumită, că a fost deschisă să discute cu mine. Cu bani, în finalul discuției, mi-a mulțumit că și a cerut scuze și că îi pare rău că a reacționat așa și că mi-a mulțumit că am reușit să-i deschid o altă perspectivă și să înțeleagă din altă perspectivă ce se întâmplă de fapt la reacția pe care o avusese ea. Ce s-a întâmplat la ea e că, de exemplu, ea a mai învățat Spider. Eu ți-am zis că nu mai predă nimeni Spider. Da, da, da. Și zic, ok, ai învățat Spider de la altcineva, de ce n-ai aplicat asta până acum? Și două întrebări am avut. Nu-ți place tehnica? Ba da, e superbă, îmi place, ce lumânări postez, vreau și eu. Și tu de ce n-ai aplicat tehnica asta învățând-o deja? Are necunoscute pentru tine? Da. Ea era nemulțumită că ea deja a văzut tehnica Spider și acum a cumpărat un curs tot cu tehnica Spider. Păi bun, dar de fapt, tu n-ai învățat tehnica Spider. Tu doar ai văzut. Ai văzut undeva și aveai senzația că știi despre ea. Exact. Eu mă felicit că nu am intrat în zona aia de panică în care să mă învinovățesc și că nu sunt suficient de bună. Și am putut să duc discuția asta cu ea și am descoperit lucrul ăsta și pe ea că și-a dat și mi-a răspuns. Că am pus câteva întrebări și putea să zică, băi, nu-mi place și la revedere. Și se termina discuția, dar a răspuns la întrebările mele. Și atunci, într-un final, am plecat eu mulțumită că livrăm și a ajuns la ea ce trebuie, pentru că noi știm că livrăm ce trebuie. Și ea mulțumită că n-a dat banii de pomană. Și am provocat, i-am zis că am provocări pentru tine. Te rog să-ți faci lumânări Spider, postează-le, spune-mi ce reacții au clienții tăi și cât de bine le vin după aceea. Exact. Uite ce mult contează să vezi din altă perspectivă. Da. Și deja demonstrezi că te implici foarte mult și este un lucru de calitate doar prin simplul fapt că ți-ai alocat timp să vorbești cu acea persoană, să vezi poate ce nu a fost ok. Și să explici poate ce a contat. A contat și pentru mine și pentru ea. E adevărat, când că aș fi putut să zic așa, văd profilul ei și zic, băi, oricum nu faci nimica din ce e în cursul ăla, deci ok, nu ești îngrișită, apare rău. Așa, puteam să fac chestia asta, dar nu este una dintre valorile mele și atunci am acționat în funcție de cum am valorile și cum mi le-am setat. Exact, și te-ai făcut foarte bine. Da. Și așa pe final ne-ai și încurajat, ne-ai dat și câteva sfaturi. Am luat numai lucruri bune de la tine astăzi și chiar mi-ai dat așa o stare foarte bună. Și de altfel îți mulțumesc pentru această discuție și cu siguranță avem nevoie de partea a doua. Da, cu mare drag. Vorbim despre ce vrei tu, despre feminitate, despre design în sine. Subiecte sunt. Da, deci nu-i problemă. Dacă mă chem la discuții, aici sunt și să fie constructive. Cu siguranță. Alături de mine a fost Raluca Sandu, designer florist și de altfel trainer în acest domeniu. Dacă vă place ceea ce face, eu vă recomand să vă uitați pe pagina ei. Dacă vreți să vă înscrieți, eu vă recomand, pentru că sigur veți învăța doar lucruri utile. De asemenea, vă rog să intrați pe pagina noastră de Facebook și YouTube, să dați like și share la acest videoclip, pentru ca el să ajungă la cât mai multe persoane. Rămâneți alături de BZI Life, deoarece noi ne vedem săptămâna viitoare, tot de la ora 16. Toate cele bune!